Bună dimineața! Astăzi m-am hotărât să încep un nou vlog, n-am mai filmat de mult. Când am ajuns în Germania, oricum n-am filmat de vlog. De 2 săptămâni am ajuns aproape. Și n-am filmat. Acum sunt la spital cu Alexia. A venit pentru control, pentru electroencefalogramă. Ieri am venit. Și mâine plecăm acasă. Sai? Și acum am adus ea. Spăpăm, dar nu se vede absolut nimic. Stați să dau asta de pe geam. Wow! Și lui Alexuța e foame. Și asta e mâncarea care am primit-o. Nu știu dacă se vede ca lumea, că lumina e foarte... 4 felii de salam, 4 de brânză. Ce-i asta? Gem? Pateu, cremă de ciocolat, unt, o nectarină, iaurt, banană, 2 bulci. Pa, pa. Și capane. Hai, acum apăpăm și pe aia mai vorbesc cu voi. Am revenit, e ora 10:30, cred că. Da. Ce apăți, mami? Și am de dimineață ne-am trezit la 6 pentru că astăzi trebuie să fac cu Alexia electroencefalograma și de fiecare dată trebuie să ne trezim la 6. La 12:30 o să vină să îi fac controlul. O să vină să o adoarmă, după aia mă duc eu acolo și îi fac controlul. Și ne-am trezit la 6, la 7 ne-am pregătit, la 7:30 ne-am dus, am luat medicamentul, mâncare, am mâncat, am mai stat aici. Și acum e 10:30. Și am zis că să mai vorbesc cu voi. Noi suntem în Germania 2 săptămâni. Am venit aproape 2 săptămâni, azi e miercuri. Vinerea, sâmbătă, facem 2 săptămâni de când am ajuns aici. Dar nu am filmat absolut nimic. Și nici acum nu prea vroiam așa să filmez, dar am zis că hai tot să fac un vlog, să avem amintire și de data asta de la spital. Am vorbit cu doctorița ieri. Gătesc de la început. Sâmbătă, acum 2 săptămâni, când a venit noi din România. Bineînțeles că am controlat poșta și am luat plicurile din poștă, că erau o grămadă de plicuri și unul dintre ele era rezultatul la mine, al Alexei, care îl așteptam noi de vreo lună. Era acolo de vreo 2 săptămâni în poștă, dar noi, cum am fost în România, nu am lăsat cheie la nimeni și am găsit atunci, sâmbătă, când am ajuns și bineînțeles că prima dată l-am desfăcut și am tradus de acolo. După ce am tradus noi, am mai mers încă la 2 persoane și mi l-au tradus, care știu să vorbească. Una este chiar nemțoaică, este femeia care face fizioterapie, Alexiei. Mi-a tradus-o, Alexia, stai acolo, ai scaz-o, mică. Nu? Și încă o persoană care e român, dar știe foarte bine nemțește. Nu știu cum să... Nu știu, parcă mi-e greu să pronunț cuvintele astea. Și... Am vorbit și el cu doctorița, bineînțeles. Nu știu, parcă nu găsesc cuvintele. Nu știu cum să... Nu știu cum să spun. Alexa are alt diagnostic. Da, bun. Deci am tradus rezultatul la Remine și acolo scria de altceva, că nu are ce... Ce eu găsit acolo la creieraș. Și... Scria că trebuie să operăm pe creier. Trebuie să ne vinem aici să avem o ședință cu doctorii.
Și după aia trebuie să căutăm un centru neurochirurgical de epilepsie. Pentru că Alexia trebuie operată pe creier. Eu știu asta de două săptămâni, de asta nu sunt așa de șocată. Știi? Da, am avut o săptămână în care nici n-am făcut nici mâncare, nici curățenie. Nu puteam să fac absolut nimic. Eram șocată, distrusă. Făceam și ceva prin casă și aveam grijă de fete și imediat îmi venea să plâng. Într-un aveam un nod în gât și acum am, dar parcă nu mai sunt chiar atât de șocată ca la început. Și înainte să vorbesc cu doctorița, din ce am citit eu acolo pe foaia aia, îmi făceam o grămadă de gânduri negre, știi, din țânțară făceam hărmăsar și nu știu, dintr-un lucru mic eu îl făceam mare și dramatizam foarte mult. Și ieri am vorbit cu doctorița și ne-a explicat ea cu totul și va trebui operat pe creier, Alexia. În luna octombrie, Alexia cu jucăriile. Față-vă. Are o jucărie care cântă groaznic de tare. În luna octombrie o să facem programare. O să mergem la o clinică din neurochirurgie de aici, din Germania. Și clinica asta este la 400 de kilometri distanță de noi. Când am vorbit cu doctorița, am întrebat-o unde e mai bine să facă Alexia operația. Pentru că, ea fiind doctoriță, știe mai bine. Și în domeniul ăsta, noi habar n-avem unde căutăm. Și i-au spus că deja s-au interesat și au vorbit la o clinică din centrul Germaniei. Asta fiind la 300 și ceva, 400 de kilometri de noi. Și în octombrie vom merge acolo, îi va face Alexie iarăși remenie ca să vadă ei sigur. Și îi va face multe electroencefalograme ca să vadă exact, poate îi surprinde vreo crizele când face a criză, să ele surprinde atunci. Oare m-a auzit de jucăria asta? Sau am vorbit degeaba? Alexia, stai acolo! Stai că-i să cazi, mămică! Dom'le, nimic! Parcă nu-mi găsesc cuvintele. Da, vom merge acolo, va face multe controle și ei vor stabili cum operează, când și așa mai departe. Și acolo va fi operată Alexia. Dar gânduri negri aveam în cap și am în continuare despre operația asta, pentru că nu este o operație simplă. Alexuța! Vă dați seama, este o operație pe creier. Nu este o operație la mână sau la picior. Alexia! Doamne, e de jucărie că nu pot să opresc. Da. Mi-a spus doctoriții că eu mă tem de operația asta, pentru că mi se pare că operațiile pe creier la inimă sunt cele mai grele operații. Adică cred că așa este, sunt cele mai grele operații. Și a spus că, bineînțeles că nu este o operație ușoară ca la mână, ca la o mână, la un picior, la așa, dar nu o să desfacă tot craniul, să scoată creierul din cap. O să tai acolo o bucățică unde au ei nevoie să umble, o să opereze, că are o problemă acolo. Și după operația asta, ea crede, doctorița crede că Alexia o să fie mult mai bine. Și cu ajutorul operației, posibil ca Alexia să scape în mare parte de crizele de epilepsie. Nu o să o vindece, dar să nu mai facă așa de multe. Pentru că asta vor ei, să îndepărteze crizele de epilepsie, pentru că sunt foarte multe acum pe zi. Cred că mai puțin de 5 crize nu face pe zi. Faci mai multe. Faci 5, 6, 7 crize pe zi. Da, asta este. Alexia va trebui operată pe creier.
Acum, Alexia. Adaugă și ceva. Acum m-am obișnuit cum ar fi cu ideea, pentru că am 2 săptămâni de când știu lucrul ăsta. Dar la început eram distrusă. Și o să fie plecat Alexia cu Cosmin acolo, nu cu mine. La 400 de kilometri de mine și nu o să pot să merg și eu acolo să o văd și așa și o să operez creier și o să fie groaznic, pentru mine mai ales. E mai bine merg acolo să stau cu ea acolo, să aștept pe hol, decât să aștept acasă. Pentru mine este mult mai greu să stau acasă fără ea și ea să fie la spital. O să fie niște zile, niște săptămâni sau nu știu, o să fie de groază. De groază o să fie. Nu știu cum v-am explicat, ce v-am explicat. Pentru că nu pot să mai vorbesc, nu găsesc cuvintele, nu știu. E jale. Afară picuri de ploaie. Plouă un pic așa, nu foarte tare și noi stăm și ne uităm pe geam. Nu, 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 păpala. Alexia, caca, nu-i voi. O spart un balon. Are acolo o grămadă de baloane. Ieri a fost clownul și eu am umflat o grămadă de baloane ca să aibă să joace. Și noi stăm și ne uităm pe geam cum plouă. E 11:15. La 11:30 plec să aduc mâncarea de la bucătărie, că e ora mesei la 11:30. Și după aia la 12:30 așteptăm să vină doamna ca să ne aduc medicamentul, să-i dea medicamentul ca să doarmă. Și după aia la control. Și mâine plecăm acasă. Alexia, frumoasa mea! Alexia, frumoasa mea! Câte baloane are fata? Ești așa frumoasă, Alexia? Deșteaptă. Poate sparge ăla și te sperie, mămică. Ieri a venit doctorița și ne-a luat ca să mergem să o consultim la reflexii, la mâini, la picioare, la ochișori, la plămâni, la inimă. Și la sfârșit mi-a spus ca să o pun pe Alexia să meargă, ca să o vadă cum merge. Și i-am dat drumul lui Alexia din mâini și a plecat Alexuța singuric, nu mai se oprea. Deci a luat o viteză, chiar sistemii de doctori, și a prins o viteză pe hol, de s-a mirat doctorița, o scos asistentele afară să vadă și ele. Și au mers, Alexia a mers așa până în salon, a mers. Numai ca să scape de doctoriță. Am adus mâncarea, avem pește cu cartofi fierți și cu sos. O pus în farfurie un băiat, era mai de priceput să vede că... Stai că-ți dă mami! Nu prea era priceput, l-a pus în farfurii. Și am mai dat pe lângă. Și asta, papă, Alexuța acum. Alexia a primit medicamentul și acum e obosită. Trebuie să facă nani de la medicament. I-am făcut baie Alexiei pe păr pentru că odată cu soluții din aia, cum se cheamă, nu știu, ca un cavarul așa. Și parcă avea vară în cap și am spălat-o. Și uite și păr frumos are. Ai păr frumos. Boledito. Frumoasă. Ba, ba, ba. Hai, mergi.
Hai. Vine la mami? Hai, vine la mami. Vrei să te pui jos? Dar ce fată descurcăreață are, mami? Oh, da, jos e rece, mami, trebuie să te sui pe pat. Jos e rece și muldar, Alexia. Și ai făcut băiță. Ah, de tu, mami, cât de și tu faci criza. Azi au făcut 5, 6 până acum. Și abia 5. Sufletul meu. Sufletul meu. Oi. Ce? Că mai îmi pleacă să aduc mâncare, da? Să popăm. Să nu umble acolo la lumină. Mă duc să aduc mâncare. Asta e bucătăria. Și aici este mâncarea. Camera 199. Deci asta e. Aici avem frigider, congelator, cuptor cu microunde, aragaz, mașini spălăvase. Aici avem lapte, suc, apă. Și aici la fel. Am fost și am adus mâncarea și medicamentele le-am luat. Am iat atât de... Alexia? M-a luat așa un rău, nu știu, un rău, nu mă doare nimic. E un rău din ăla, care nu pot să-ți explic. Pur și simplu mi-e rău, așa, nu știu. Îi dau la Alexia să tape. După aia ne băgăm în pat. Da. Abia aștept să mă culc, să vină ziua de mâine, să plecăm acasă. Sine frumusețea lui mama. Sine. Te iubesc, Alexia. Te iubesc, Alexia. Stigările, mama, Alexia. Frumoasa mea cu ochi albaștri. Frumoasa mea cu ochi albaștri. De la mama un pic. Mama, te iubește mult, Ale. Mult. Ce fain era dacă erai sănătoasă, Alexia. Nu? Nu îți plăcea dacă erai sănătoasă? Vorbești tu cu mami, vorbim amândouă. Acum nu mai eram aici la spital, eram acasă. Da, așa au vrut domnii domnii, ori. Așa au vrut domnii domnii, fata mea să fie bolnavă. Și acum te jucai pe afară, Alexia. Da, da, da. Alexia, pe tine toată lumea te iubește, știi? Toată lumea te iubește, Alexia. Toată lumea. Te-ai ridicat în pisoare? Te-ai ridicat în pisoare? Toată lumea te iubește pe tine. Cam atât pe astăzi. Cred că mai mult am vorbit astăzi, dar... La
spital nu ai ce să filmezi la ceva. Da, mâncam în salon, în camera asta. Și cam atât în vlog de astăzi. Dacă nu v-ați abonat deja la canalul nostru, vă invit să o faceți. Dacă v-a plăcut din noi, dacă vreți să ne urmăriți în continuare, vă invit să vă abonați la canalul nostru. Pentru mai multe filmulețe. Pa, pa!